date, de evoluțiile de, din ultimele săptămâni, finalizate cu rezultatele pe care le avem deja. Chiar dacă nu am participat în, în această campanie pentru desemnarea membrilor în Parlamentul European, dați-mi voie să vă spun că am avut în toată perioada ultimelor luni o relație de colaborare și de bună practică, să zicem așa, de, cu colegii noștri europeni. După cum știți și dumneavoastră, Partidul Verzi Europeni s-a prezentat foarte bine în ceea ce privește rezultatele pentru Parlamentul European, revenind la ceea ce ne-au arătat românii, votanții din România, dar și votanții din diaspora, este faptul că avem nevoie, cu toții, de o Românie normală, de o Românie corectă, de o Românie în care legile să fie perfect aplicabile în aceeași măsură pentru fiecare dintre cetățenii acestei țări, o Românie în care să ne simțim bine, să simțim că aparținem acestei țări, indiferent că suntem la Bistrița, la București sau la Bruxelles sau, nu știu, în orice oraș din, sau localitate din întreaga Europa. Suntem cetățeni europeni și, ca urmare, avem atât drepturile, dar și obligațiile pe care ni le oferă acest stat. Deci, România au arătat că vor normalitate, vor corectitudine. Partidul Verde susține toate aceste lucruri pe care le-au arătat votanții. Mereu am fost alături de aceste deziderate și vom continua să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a pune în practică atât obiectivele noastre, cât și obiectivele României. Suntem și noi foarte atenți la evoluțiile politice europene, în special, așa cum este de înțeles, al verzilor europeni și precizez faptul că suntem singura formațiune în România afiliată acestei orientări. Am primit pe parcursul timpului semnale de sprijin total din partea colegilor și prietenilor noștri. Avem o colaborare excelentă, în dublu sens, cu ei și suntem apreciați și încurajați în demersurile pe care le facem noi aici, în țară. Aș vrea să trec și foarte scurt la ceea ce înseamnă anul 2020 din punct de vedere politic și electoral. Foarte scurt, vreau să vă spun că în ce privește campaniile electorale ale anului care vine, 2020, suntem pregătiți să le abordăm cu seriozitate și cu deplină transparență. Mesajul nostru de fiecare dată a fost unul concret, punctat și nișat pe temele pe care noi le aducem în fața dumneavoastră. În ce privește alegerile locale, vă garantăm faptul că Partidul Verde va propune soluții, va sprijini candidați serioși și competenți și vom veni cu programe concrete de administrație, rezultate în urma consultărilor publice pe care le vom avea cu cetățenii, respectiv cu societatea civilă, de asemenea cu organizațiile neguvernamentale și cu toți cei care vor să intre în dialog cu noi și doresc o Românie mai verde. O Bistrița mai verde, dar și o Românie mai verde, pentru că atât Bistrița, cât și intrarea României se conduce după legi. Legile trebuie să fie prietenoase, trebuie să fie pentru cetățeni, în favoarea lor și nu în defavoarea lor. De asemenea, aș vrea să vă spun că aceste demersuri pe care le vom susține prin proiectele și programele noastre vor fi structurate pe priorități, bugetate, echilibrat, astfel încât să putem spune cu toții că o mare parte a obiectivelor noastre pe care le promovăm și susținem să fie îndeplinite. La final, vă invit și pe dumneavoastră, prietenii noștri din presă, să fiți alături de noi, să fiți atenți, să vă așteptăm și pe dumneavoastră.
noastră, cu sugestii, vă așteptăm și pe dumneavoastră, cu promptitudine să ne spuneți ce dorim sau ce dorește toată lumea, ce doresc cititorii dumneavoastră, urmăritorii dumneavoastră, pentru că împreună noi suntem convinși de faptul că vom reuși să facem așa fel încât anii care vin să fie mai buni, Bistrița să fie un oraș mai aerisit, mai curat, mai frumos. Județul Bistrița Năsăru să fie un județ etalon. Avem resurse, avem capacități, avem oameni, avem programe și proiecte care să ne ajute pe toți să fie mai bine. Vă mulțumesc tare! Vă mulțumesc și eu că ați venit la conferința de presă a Partidului Verde, filiala Județului Bistrița Năsăru. Și aș dori să deschid un alt subiect legat de alegerile europarlamentare. Și anume, modalitățile în care ne-am obișnuit să ne exprimăm votul democratic și prin care vedem că, de fapt, oarecum se minează democrația. Am văzut două mari probleme la aceste alegeri, probleme pe care le-am văzut și în trecut, probleme pe care o să le vedem și în viitor la alegerile din 2020, cu siguranță. Deși, în prezent, există tehnologia necesară ca să ne putem exprima prin vot electronic, cei care ar trebui să o pună în aplicare refuză acest lucru. Am înțeles că cei de la USR au depus în acest sens un proiect de lege. Nu cred că va fi aprobat acel proiect de lege, deoarece astfel putem pune o frână în calea democrației. Am văzut votul din diaspora că nu poate fi exprimat datorită sabotării de către un guvern sau altul. Da? Mai mult, dacă mă uit numai pe procesul verbal privind centralizarea voturilor la alegerile europarlamentare din 26 mai, vedem că și aici sunt greșeli. Da? Greșeli pe care Comisia de Votare, 12 persoane, le autorizează pe semnătura lor. Și o să vă zic doar două greșeli pe care le-am găsit aici. Și anume, știm că numărul buletinilor de vot acordate într-o secție de votare ar trebui să fie egal cu numărul de buletine de vot utilizate, deci încuințate, valabile exprimate, adunate cu cele anulate și adunate cu cele neîntrebuințate. Din procesul verbal nu reiese acest lucru. Apoi, știm că dacă din buletinele de vot întrebuințate scădem cele nule, ar trebui să rezulte numărul de buletine de vot valabil exprimat, da? Care se numără. Nici acest lucru nu reiese din procesul verbal. Este clar că încă avem obiceiul de a încerca să fraudăm democrația. Mai mult, avem dovada că în județe în care un partid cum este UDMR-ul nu există reprezentativitate, avem o mulțime de voturi. Deci este clar, vizibilă, înțelegerea între partide printr-un mod sau altul de a schimba regulile democrației. În ceea ce privește rezultatele obținute la europarlamentare, vreau să zic că eu personal sunt foarte mulțumit de ele, însă pentru mine nu reprezintă o surpriză. S-au văzut clar faptul că există partide care nu țin cont de electorat, care fac ce vor ele și acele partide totdeauna vor pierde în alegeri. Și există, mă bucur că există în România partide
care merg pe calea democrației, pe calea libertății și îmi pun mari speranțe în ele. Cu toate astea, în timp de 30 de ani, învățat să nu fiu foarte optimist, nu mă aștept la modificări substanțiale în următorii ani. Dar cred totuși că electoratul român a devenit destul de matur și știe în prezent, nu se mai lasă manipulat, știe cu cine să voteze. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! O să fac și eu o mică trimitere la alegerile europarlamentare, în sensul în care aș vrea să consemnez faptul că avem de a face cu o zonă de, încet avem de a face cu o zonă de echilibru. Procentele pe care le-au obținut partidele din România la europarlamentare, în jurul cifrei de 20-26-27%, arată că societatea civilă în România a început să se maturizeze din punct de vedere electoral. În paralel cu această constatare, aș vrea să spun că este oportun pentru societatea românească ca votul să fie îndreptat și spre partide care au anumite expertize, să zicem, sau se focalizează pe anumite zone, cum e expertiza verde, să zicem, pentru Partidul Verde. Fac un apel viitorilor votanți pentru alegerile parlamentare și locale din 2020 să ia în calcul foarte serios oportunitatea Partidului Verde la vot. Pentru că, după cum am văzut în Europa, Verzii europeni sunt al patrulea partid european în Parlament și în țări, cum e Germania, dar nu numai, Verzii au avut niște rezultate fantastice în Germania, pe locul 2. Dar să nu uităm că Verzii au dat și președinte și tot felul de personalități politice europene. Din punctul nostru de vedere, echilibru politic ar fi esențial în 2020 pentru a obține alte rezultate decât cele obținute. Am văzut că dacă mizăm pe un partid stat, lucrurile se întâmplă cum s-au întâmplat până acum, să nu cădem în această extremă de a sancționa de data aceasta PSD-ul, cum am făcut-o în urmă cu 4 ani, am sancționat PDL-ul, acum să ridicăm pe pedestal PNL-ul, sigur, PNL-ul cu componenta PDL și să ajungem în această situație, în aceeași situație. Mesajul nostru ar fi acela ca românii să păstreze echilibru. 2-3 partide cu procente de 20-25% sunt binevenite, pe lângă ele ar trebui să existe și alte partide care în mod normal se focalizează pe zona lor de interes. În ceea ce privește colegii noștri din Europa, Verzii Europeni, subscriu la cele spuse de antevorbitorii mei și în felul acesta vreau să fac legătura cu o problemă locală de data aceasta, respectiv proiectul de consolidare a barajului Colibița și regularizarea râului Bistrița-Ardeleana, care a fost subiect de discuție chiar și în această campanie europarlamentară. Am spus cu două conferințe de presă în urmă că vom face demersurile, am promis lucrul acesta, vom face demersurile în acest sens și spre comunitatea europeană. Am făcut aceste demersuri.
au numit cei de la putere demersurile respective ca fiind demersuri ale unor ONG-uri, ale unor ONG-iști. Au fost și ale unor ONG-iști, să înțeleagă domnul ministru Beneș că au fost și ale Partidului Verde. Am ajuns până la colegii noștri europarlamentari, am ajuns în comisiile de specialitate din Comisia Europeană și nu numai atâta, că au vrut înșiși sau că nu au vrut, am ajuns inclusiv la atașații de mediu care au fost caracterizați la Bistrița și care, evident, nu ar fi trebuit să știe prea multe lucruri despre acest subiect. Evident că ei știu, evident că demersurile noastre au ajuns la Comisia Jasper și, în concluzie, domnul ministru chiță undeva prin zonele în care are acces despre faptul că proiectul Colibița a fost sabotat. Aș vrea să transmit următorul mesaj. Proiectul Colibița nu a fost sabotat, nu este sabotat și nu va fi sabotat. Nici de către ONG-uri cu care menținem legătura și colaborăm de ani și ani de zile, nici de către Partidul Verde. Consolidarea barajului Colibița este oportună, este o necesitate, este obligatorie. Dacă se impune. Pentru că suntem foarte curioși cum un aspect atât de tranșat, atât de necesar, acum un an, doi ani de zile, mesajele celor de la Abbas Cluj, fiindcă mine, voi, mine, Colibița va fi pe noi, dintr-o dată nu mai sunt atât de importante. Colibița este aproape plină, după cum știți, bineînțeles, și nu am primit niciun mesaj de ce Colibița este plină din nou. Dacă ea este plină pentru că nu are probleme la structură și nu se vor face intervenții, sau că ea a fost plină, este plină pentru că au fost ploi foarte multe, sau că ea este plină pentru că a fost gestionată în anumite interese. Suntem foarte curioși dacă ea va mai fi golită sau nu, dar și mai curioși asupra faptului dacă această construcție are într-adevăr probleme sau nu. Mai mult decât atât, trebuie să tragem din nou un semnal de alarmă și să spunem că acolo vorbim despre două proiecte. Un proiect este consolidarea barajul Colibița și celălalt proiect este regularizarea lui Bistrița. Și de ce vreau să spun acest lucru? Pentru că domnul ministru Deneș, departe de această problemă, din toate punctele de vedere, transmite acum câteva zile un mesaj alături de o companie importantă din județul nostru, cum că ar trebui să se susțină în continuare proiectul respectiv. Vreau să-i spun că compania Teraplast se situează în aval de confluența Bistrița și Eu-Budac, că inundația respectivă sau ieșirea apei din maluri nu a avut loc datorită afluxului de apă de pe râul Bistrița, ci de pe râul și Eu-Budac, toată lumea știe lucrul ăsta, presa a semnalat foarte corect toate situațiile care au apărut în această zonă. Dezinformarea și manipularea cetățenilor din județ și nu numai, și a instituțiilor care se ocupă de gestionarea acestei probleme este una inadmisibilă. Mai mult decât atât, compania Teraplast, în cunoștință de cauză, a construit o capacitate economică pe o zonă inundabilă. Toată lumea știe că acea zonă este cu risc de inundare. Și acea zonă se știe de când e lumea și pământul că este considerată zonă inundabilă. În concluzie, domniile lor ar fi trebuit să procedeze ca atare, să-și ia măsuri de precauție,
în ceea ce privește o astfel de posibilitate. Dar să o facă înainte de a se întâmpla și nu la data la care s-a întâmplat, pentru a crea emoții din această cauză. Noi înțelegem că inundarea unor depozite și chiar a unui recipient cu posibilitatea de explozie este una de luat în seamă, dar nu considerăm că din asta trebuie să se facă campanie de imagine și politică, pentru că domniile lor știau, domniile lor la momentul proiectării au primit informații legate de acest aspect și pe parcursul existenței lor pe acea zonă trebuiau să ia măsuri de precauție. Mai mult decât atât, suntem convinși că reprezentanții companiei TerraPlast au cele mai bune intenții în ceea ce privește bunăstarea acestui județ și a locuitorilor lui, motiv pentru care suntem foarte convinși că vor ține cont de ceea ce înseamnă prevenție, de ceea ce înseamnă intervenție înainte, adică rezolvarea cauzelor și nu a efectelor. Și ca încheiere, vreau să transmit următorul lucru dintr-un material al Comisiei Europene, cea care pune sub semnul întrebării demersurile ministrului Deneș și a colaboratorilor sau consultanților domniei sale, respectiv se spune că conservarea și refacerea naturii reprezintă un aliat major și rentabil în lupta împotriva inundațiilor. Deci, din punctul nostru de vedere, este foarte clar că Ministerul Apelor și Pădurilor, condus de domnul Deneș, nu ar trebui să mai plângă pe la ușile companiilor locale pentru a solicita sprijin politic și de imagine, ci ar trebui să-și facă treaba, să vadă dacă colibița este o prioritate, să ne spună tuturor, pentru că toți suntem afectați, după cum spunea consilierul dânsului de la Cluj, care a orchestrat acest demers de regularizare a râului Bistrița alături de consolidarea barajului Colibița, spunea că domnia sa locuiește pe un deal în Cluj și cu siguranță inundația, dacă ar fi să fie o inundație a barajului Colibița, nu va afecta. Dacă toți privim lucrurile așa, atunci înseamnă că nu, cu siguranță nu suntem pe calea cea bună. Și dacă tot cei de la compania TerraPlast doresc să țină cont de un mesaj politic, atunci încerc să le transmit un astfel de mesaj din partea domnului Stavros Dimas, comisar pentru mediul al Uniunii Europene, nu din partea domnului ministru Deneș și nici a partidului ONG care devine încet încet PSD-ul. Domnul Stavros Dimas, comisar pentru mediul al Uniunii Europene, spune, citez, ecosistemele sănătoase sunt esențiale în orice strategie privind adaptarea la schimbările climatice. Conservarea biodiversității și al fondului natural poate fi considerată asigurarea noastră de viață pentru viitor. Deci, dacă compania TerraPlast dorește un viitor, dacă noi, județul Bistrița-Năsăud, ne dorim un viitor, dacă România dorește un viitor, atunci mesajul este acesta. Trebuie investit în mediul natural. TerraPlast-ul trebuia să fie atent atunci când anumite persoane tăiau sălcile arborii de pe malul râului și eu în dreptul capacității domniilor lor și să atragă atenția instituțiilor abilitate asupra acestui aspect. SGA BN nu ar trebui împreună cu directorul rus să facă paradă la TerraPlast cu saci în spate, ci ar fi trebuit să preîntâmpine acest fenomen prin modul în care administrează această resursă inestimabilă, apa. Propunerea domniilor lor, total inspirată de a regulariza râul Bistrița prin betonare pe zeci de kilometri, este una cu care, evident, nici ONG-urile specializate de mediu
nici noi, Partidul Verde, nu vom fi de acord. Vom face toate demersurile pentru a stopa acest proces. Dacă totuși se dorește regularizarea râului Bistrița și se vede clar că ar fi trebuit să se orienteze spre alte zone ale județului, poate Someșul, poate Budacul, unde e un dezastru din punct de vedere al gestionării râului, ar trebui să o facă într-un mod prietenos cu natura. Există astfel de soluții, contrar afirmațiilor făcute inclusiv de către prefectură, prin glasul prefectului și a subprefectului, că nu se pot lua în considerare soluții prietenoase cu natura, adică să batem niște țăruși pe marginea apei și să împletim niște creci pe acolo. Da, evident, nu e vorba de așa ceva, dar există soluții prietenoase cu natura. Sunt specialiști care nu sunt nici prefecți, nici subprefecți, nici miniștri ai mediului, al apelor și pădurilor, puși acolo temporar, care poate să le dea consultanță și să ofere soluții. Vă mulțumesc mult de tot! Bine ați venit! În primul rând, de partea organizației municipale a Partidului Verde, transmit felicitările organizației învingătorilor, PNL-ului, USR Plus și PMP-ului. Sunt oameni cu care eu deja am încercat de o bună bucată de vreme o colaborare eficientă și zic eu că deja reușește acest aspect, chiar dacă nu l-am comunicat de fiecare dată noastră. Personal, eu am înțeles că suntem pe o cale bună, amiabilă și putem construi împreună ceva pentru municipiul Bistrița. Atunci când un individ, o persoană oarecare, tratează România și un partid ca pe persoană fizică, asta se întâmplă. Aici ajung, aici se ajunge. Parada de gunoi a istoriei. Până mai ieri, nu a existat PSD, un adevărat partid de stânga. După dispariția PSD Dragnea, cred că totuși se va renaște PSD-ul, adevăratul PSD pe care îl așteaptă electoratul lor. Un partid de altfel necesar pe șichelul politic de stânga. Avem în Olanda, avem în Germania. De ce? Care e problema? Există și în România. Treaba lor, bătăria lor internă, să-și o întreține. Am votat în baza acelui slogan pe care îl vedeți afișat acolo. De asta m-am pregătit oarecum cu piese noi astăzi și m-am așteptat. Pentru că cel care vă vorbește este sătul de la ordonanța 13 în coace, pe din soare, ploaie, frig, să mai stea prin piețe, să urle și să tragă de mânică un partid care, vezi, Doamne, se considera social-democrat, dar care, cu toții știți bine, ce au urmărit în 2 ani și jumătate. În niciun caz programul de guvernare. Tocmai de aceea, și vezi, au un set întreg de cereri. Voi ruga și conducerea națională să se grăbească. Nu mai avem timp. Ne grăbim cu toții, ca și alegătorii din 26 mai. Deci oamenii așteaptă acum, prin glonțul de argint folosit de ștampilă, așteaptă plecarea lor de la guvernare. Și eu aștept acest lucru. Cei care au învins, n-au decât să se organizeze și să pună de o guvernare serioasă, cu mare atenție, Partidul Verde cere alegeri locale în 2 tururi de scrutin. De ce? Pentru că am participat personal la strângerea de semnături și ne-am dat semnături. Din partea colegilor mei, a susținătorilor Partidului Verde, ne-am dus și noi câteva sute de semnături. Am dus semnături și pentru a porni odată o lege serioasă privind accederea penalilor în funcțiile publice. Am întins și pe un lot în Jireaua
cu baloți de paie, cu câteva zeci de baloți de paie, vizite din avion, nu penal, în funcție publice. Am muncit pentru toate acestea și atunci le cer celor de la noua putere, care se prefigurează în scurt timp, să țină cont de ceea ce cer verzi. Vreau o lege urgentă împotriva traseismului politic. Eu nu vreau să mai văd pe buletine de vot oameni care își înșală electoratul, care pendulează dintr-un partid într-altul cu funcție de interese. Vezi cazul Ponta și PSD-ul, ce se întâmplă și ce se va întâmpla în continuare. Urmă riscă, o să vă minunați. De fapt, nu o să ne minunăm, pentru a ști în calitatea clasei politice din România. Cerem cercetarea urgentă a celor care se fac vinovați de obstrucționarea dreptului la vot, pentru că este inadmisibil ca a doua oară cu același ministru să subestimez dorința românilor să-ți faci joc de ei și frații noștri să fie figurat cu fugărici, cu câinii de serviciu în Olanda, în Germania, nu în Germania, în Anglia, în Olanda, în Milano. Este inadmisibil, trebuie să răspundă. Iar acest moșulică de la externe, mai bine să își cumpere obrigul și să stea pe bancă în parc și să rămâne și acolo în tihnă decât să ne mai reprezinte un minister extrem de important. Plecați, domnule Meleșcan, nu mai aveți ce opta într-un minister de externe unde bârbăiți și nu rezolvați absolut nimic. Vreau să vă mai atrag atenția un aspect local, nu? Mă interesează municipiul Bistriț. Cine investește administrația și cine cercetează odată ce se întâmplă cu împrumuturile de câte 20 de ani? Împrumuturi la Bârge, la Wonderland, din nou un împrumut de 49 de milioane de lei pe 20 de ani, dorește primarul OTC, împreună cu cei 11 mașini de vot, să aducă pe capul Bistrițeanului, cu dobânzi destul de mari, privind anvelotarea blocurilor, unde cota de coparticipare este de 12.210.000 de lei. Mă întreb, până când mai faceți onorabililor diferența între cetățenii care stau deja la mii de case în Bistrița și în cartiere, că nu am auzit să-i invitați pe niciunul din ei să-i anvelopați casa gratuit? Ori este inadmisibil ca toți plătitorii de taxe și impozite, la o parte le anvelopăm sub forma aceasta, cadou, alții nici nu ne uităm, că în unele doamne sunt potenți financiare, că de aia stau la casă, că au bani. Păi nu-i chiar așa? Cei care stau la case 80-90% încă mănâncă o pâine amară în Europa și au trimis banii tocmai ca să își fac un loc de adăpost și în momentul în care vor dori să se reîntoarcă în țară, să scam condiții civilizate și nu la mila statului. Cer insistent Curtea de Conturi, sperăm că se va schimba și acolo conducerea Curții de Conturi și la național și la local, să verifice că această situație inadmisibilă și să se pună capăt unei astfel de abordări și de cheltuială haotică a banului public. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi.